Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Anul 2022 va fi guvernat de tigru, un conducător strălucitor, puternic și obositor. Evenimentele se vor dezvolta rapid și nu întotdeauna conform scenariului propus. Principalul lucru este în același timp să păstrezi forța, calmul și curajul, dar și să nu renunți la ideile concepute. După cum sugerează horoscopul anului 2022, vărsătorul poate planifica în siguranță diferite obiective și poate merge spre implementarea lor. Și pentru ca drumul să nu fie prea spinos, uneori merită să asculți stelele și să reurmezi sfaturile. În 2022, ar trebui să te aștepți la schimbări importante în viața ta. În primul rând, vei schimba abordarea dragostei. În al doilea rând, vei putea realiza multe dintre planurile tale, ceea ce înseamnă că vei fi nevoită să faci față noilor provocări. Până acum te simțeai ca în întuneric, dar acum vei înțelege ce îți dorești cu adevărat. În 2022, noile cunoștințe vor fi de mare importanță pentru progresul tău. Dar când spun noi cunoștințe, nu mă refer la oamenii noi în viața ta, ci mă refer la acumulare intelectuală. Se vor deschide perspective interesante, comunicarea cu natura te va ajuta să te înțelegi mai bine, horoscopul indică faptul că în anul tigrului nu vei avea de ce să fii tristă, din potrivă, totul vorbește despre o ascensiune creativă fără precedent și oportunități nelimitate de autoexprimare profesională, în plus, în viața personală se pregătesc multe surprize plăcute dar nu ar trebui să stai cu picioarele atârnând și să privești de sus la ce se întâmplă. Nimic nu se va întâmpla fără participarea ta activă. Așa că trageți toate rezervele din cunoștințele și abilitățile dobândite anterior, folosește-ți propria experiență de viață și simte-te liberă să te implici în lupte literalmente din primele zile ale anului 2022. Îți este oferit ajutorul șefilor și persoanelor influente. Este bine dacă interesele tale profesionale se află în publicație, educație, drept și tot ce ține de relațiile și contactele externe. În 2022 vei fi realmente forțată să mergi acolo unde nu ai fost niciodată și să ajuți pe cei care au nevoie de ajutor. În anul tigrului, sub influența planetelor, dorința ta interioară de independență va cere libertate de plină, respingând cu hotărâre orice constrângere și asumarea oricărei obligații. În același timp, nu vei putea scăpa completă de responsabilitate, deoarece Saturn, care se află în zodiata pentru întregul an 2022, îi poate pedepsi pe neascultători cu pierderea unui loc de muncă sau cu o reducere a salariului. A doua jumătate a verii și începutul toamnei este momentul în care viziunea ta asupra flirtului, dragostei, Relațiilor secrete și căsătorie oficiale se va schimba. În octombrie, vei deveni mai încrezătoare și mai dispusă să-ți asumi riscuri. La sfârșitul anului, planetele vor contribui la progresul tău cu succes în societate prin parteneri de afaceri, căsătorie, prin contacte cu oficiali superiori. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. Dacă ești născut între 21 și 31 ianuarie, horoscopul anului 2022 îți recomandă să renunți la tentația de a împrumuta și de a avea încredere în promisiunile altora fără niciun motiv. Înscrie-te la cursuri de specialitate, câștigurile vor depinde și de educația ta. Din iunie până în noiembrie, încearcă să eviți companiile zgomotoase, nu abuza de alcool, somnifere. Organismul poate reacționa imprevizibil. Vara și toamna sunt vremuri bune pentru o atitudine rațională față de bani. Dacă ești născut între 1 și 10 februarie, începând de din primăvară, vei reacționa brusc la critici, iar în evaluarea ceea ce se întâmplă și în comunicarea cu oameni, vei fi prea subiectivă. Rutină și incapacitatea de a vedea imediat rezultatele muncii tale îți pot inspira un blues iar într-o criză de imprudență pot scrie o scrisoare de demisie. Din iulie până în septembrie, în viața ta poate apărea un pretendent care îți poate oferi lună de pe cer și marea de pe marte. Dacă ești născut între 11 și 19 februarie, nu ceda la provocări pentru a nu cădea în capcana blusului, letargiei și suspiciunii. Din februarie, este posibilă o relație serioasă cu un străin. Din septembrie până în noiembrie vei fi tentată de un parteneriat de care este mai bine să stai departe, deși la prima vedere totul va fi foarte frumos și promițător. Sănătatea în anul 2022. În general, horoscopul pentru 2022 nu prezintă dificultăți deosebite, inclusiv cele legate de sănătate. Un stil de viață activ Respingerea obiceiurilor proaste și o atitudine pozitivă garantează o bunăstare excelentă pentru reprezentanții acestei zodi pe tot parcursul anului, dar stresul psihologic, anxietatea, experiențele sunt destul de capabile să te scoate din rutina ta obișnuită, provocând o serie de boli neplăcute și subminând imunitatea. A avea grijă de sănătatea ta este fără îndoială demn de respect dar nu ar trebui să te limitezi la a fi prea suspicioasă. Începutul anului poate aduce boli care sunt de natură neuropsihică și apar ca urmarea iritării caracteristice insomniei, stresului constant. Agresivitatea internă la începutul lunii martie poate provoca situații cu traume ulterioare ca urmare a unui accident. Supraîncărcarea sistemului nervos în prima jumătate a anului va necesita odihnă și relaxare regulată. În general, starea de sănătate nu ar trebui să te deranjeze dacă practici moderația în toate. Sub influența planetelor în 2022, îți va fi foarte greu să renunți la excesele din plăcerile vieții, să mănânci exagerat, delicios, să bei mult, iar asta este plin de probleme de sănătate. Merită să vizitezi un stomatolog în octombrie-noiembrie. Respectă un regim, în special în alimente și băuturi. Astrele recomand insistent vărsătorilor să învețe să-și gestioneze emoțiile și să scape de gândurile obsesive în toate modurile posibile, de exemplu, cu ajutorul practicilor meditative sau yoga. În notul, joggingul dimineața sau seara vor deveni și el aliații de încredere în lupta împotriva stresului, te vor ajuta să te recuperezi rapid și să-ți pun ordine gândurile. Cariera și banii în anul 2022 tu ești de obicei obișnuită să ai succes în afaceri, iar 2022 nu va fi o excepție pentru tine. Toată puterea principalului vinovată din acest an, tigrul, va avea un impact semnificativ asupra ta. Mai mult ca oricând, vei putea simți un aflux uriaș de forță interioară și încredere de neclintit în capacitățile tale. Aceasta poate fi deosebită de acută la începutul celei de-a doua jumătăți a anului. În perioada 30 iunie-12 iulie, în timpul domniei lunii noi, stelele te sfătuiesc să asculți cu siguranță vocea interioară. Dacă ea dictează să acționezi rapid și hotărât, atunci este timpul să-ți ocupi locul sub soare. Norocul și succesul te vor însoți în toate aspectele, până în octombrie 2022. În continuare, scăderea activității se va simți iar situația se va schimba ușor datorită influenței Mercurului retrograd. După 9 octombrie, nu ar trebui să încep niciun proiect serios, cel mai probabil, vor fi nepromițătoare. Deci, toate problemele importante legate de avansarea în carieră ar trebui rezolvate până la sfârșitul lunii septembrie. În acest caz, șansele de a obține un rezultat decent sunt mult crescute. Iar acum despre ce te interesează mai mult și mai mult. Latura financiară a vieții tale în primele trei luni ale anului 2022 poate fi formată după principiul banii sunt musafiri, dar nu te deprima din cauza asta și nu-l considera un eșec, deși acest lucru nu va fi ușor pentru tine. Începând cu 3 aprilie, situația ar trebui să se stabilizeze. Adevărat, acest lucru va necesita multă răbdare deoarece în perioada 19 ianuarie-31 ianuarie, situația poate scăpa cu adevărat de sub control, dar a doua jumătate a anului este capabilă să îmbunătățească semnificativ situația ta financiară. În acest moment, sunt destul de probabile noi proiecte de succes și oferte mari profitabile. Profitul financiar va depinde în mare măsură de tine însăți, sau mai degrabă de credința ta în succes. Îndoielile, Teama de a pierde ceva valoros poți încetini foarte mult activitatea ta și te poți îndepărta de la atingerea obiectivului tău prețios. Uneori este posibil și necesar să-ți asumi un risc, dar în același timp este imperativ să-ți amintești că riscul este o afacere nobilă doar cu o abordare rezonabilă și bune intenții. Dragoste și relații în anul 2022 După cum arată horoscopul dragostei în 2022, vei fi înconjurată de o atenție sporită din partea sexului opus. Și există multe motive pentru aceasta. În primul rând, vei fi destul de atrăgătoare, mai ales primăvara și vara. În al doilea rând, simțul umorului poate surprinde pe oricine dacă îl vei folosi cu pricepere. În al treilea rând, Realizările tale în carieră din a doua jumătate a anului pur și simplu nu pot trece neobservate dar aici trebuie să fii extrem de atentă să nu te lovești de persoane comerciale și să nu cazi în rețelele amoroase ale vreunui escroc. De asemenea, astrele te sfătuiesc să nu ridici prea mult nasul și să nu te pui pe un piedestal, chiar dacă, în opinia ta, există motive întemeiate pentru asta. După ce ai obținut succes, S-ar putea să nu te comporți în modul cel mai demn în raport cu cealaltă jumătate a ta sau cu alții apropiați. Intoxicate de faimă, vei fi capabilă să devii mândră pentru o perioadă de timp și astfel să provoci durere și suferință celor dragi. Este necesar să urmărești cuvintele și faptele, să fii atentă nu numai la propria persoană, ci și să nu uiți de cei dragi, răsfațui periodic cu grijă, oferă-le căldură și aranjează întâlniri romantice. Dacă ești dintre cele singurații ce ar trebui să te uiți mai atentă la împrejurimile tale imediate. Cel mai probabil, în căutarea succesului, ai putea pierde din vedere pe cineva foarte valoros, poate un coleg sau o persoană cu gânduri asemănătoare. Este foarte important uneori să te oprești și să te uiți în jur. O perioadă bună pentru relații noi se va dezvolta după 15 aprilie și va dura până la sfârșitul lunii septembrie. Merită să arunci o privire nouă asupra cercului tău social și este foarte posibil ca într-o bună zi fericirea personală să bată la ușa ta ferecată și să rămână în tine mulți ani. Poate că tu crezi că dragostea va veni destul de neașteptat, dar nu. Scrie pe hârtie. Începutul lunii februarie, 20 aprilie, jumătatea lunii iulie și octombrie sunt perioadele în care nici măcar cea mai inaccesibilă persoană nu poate rezista vrăjilor tale și, în orice caz, nu aborda sexul opus în martie, în august și septembrie. Și pentru a fi complet sinceră, nici bărbații, nici femeile vărsători nu sunt prea pregătiți pentru dragoste dezinteresată în acest an. Poate că un fior va străbate sentimentele când va profunde, apoi totul se va rezolva, dar urma va rămâne. Singura veste bună este că nu vei rămâne niciodată fără dorința și capacitatea de a avea prieteni. Încearcă să nu te uiți la ce se întâmplă prin ochelari de culoare roz. Aceste lucruri nu va îmbunătăți relațiile cu sufletul tău pereche. Calmul emoțional și capacitatea de a privi lucrurile sobru sunt foarte importante pentru tine acum. Horoscop chinezesc 2022 pentru vărsător. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, horoscopul sfătuiește cu fermitate șobolanii vărsător, începe propria afacere în 2022 nu lăsa lipsa de fonduri să te oprească. Totul sugerează că există posibilitatea de a obține împrumuturi profitabile. Dacă ești departe de afaceri, pune toate eforturile în muncă. Ia inițiativa, vină cu propuneri inovatoare în fața conducerii. Ideile tale nu vor fi ignorate. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, taurii vărsători nu pot face nimic fără să elaboreze un plan pentru 2022. Programează aceste lucru pentru ianuarie. Poate chiar trebuie să-ți sacrifici vacanța de iarnă. Faptul este că, literalmente, din ziua nașterii tale, un astfel de vârteș de evenimente și fapte se va învârti, încât mâinile tale nu vor ajunge la rutină. Și trebuie să fii strictă și verificată de ceas, și pentru a fi la timp peste tot și oriunde, nu economisi bani pentru mijloace de comunicare. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, tulburarea generală cu privire la profituri te poate ocoli. Ei bine, corect, poate vei deveni unul dintre puținii vărsători care vor îmbunătăți demografia țării. Și ai și un avantaj, oriunde te afla, masa va fi pusă peste tot, iar pe ea va fi un răsfăț glorios. Nu, nu promită nici o viață inactivă, doar în mod neașteptat, Îți vei descoperi abilitățile culinare și vei obține un mare succes în această afacere. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, nu mi vine în minte decât o noroc și noroc incredibil, pentru că nimic altceva nu este pregătit pentru tine. Lasă-i pe alții să facă planuri, să tragă în jugul muncii grele, să alerge de la un capăt la altul al țării, cu tine totul este ușor și natural, ai nevoie de o slujbă care să nu fie profuită? dar astfel încât să fie pentru suflet, o ofertă potrivită este chiar acolo. Așa că visează și cu legera visurilor tale, da, și asigură-te că vei cumpăra un bilet de loterie. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, tensiunea din primele luni ale anului 2022 va face loc unei confort total la începutul verii, dar nu fi relaxată. Printre lucrurile necesare în această perioadă vor fi o limbă străină, și de preferință două, un prieten fidel și un abonament permanent la piscină. Primul va fi necesar la locul de muncă, al doilea, ca psiholog personal, iar al treilea pentru îmbunătățirea sănătății. Și totuși, în ciuda unei vieți active și a abundenței de contacte, fă timp să fii singură cu tine. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, în noul an 2022, Șerpii vărsători vor avea un hobby interesant. Cineva va merge cu capul înainte în broderia cu morgele? Cineva va fi lipsită de somn din cauza picturii începute cu câțiva ani în urmă? Iar cineva va primi în minte o soluție de design originală pentru interiorul propriului apartament? Dar toate acestea sunt în timpul tău liber. Nimeni nu-ți va anula obligațiile oficiale și responsabilitățile familiale. Aici nu se așteaptă schimbări deosebite, dar mai aproape de decembrie se va naște ideea de a-ți transfera hobby într-unul profesional. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, problema locuinții va fi pusă mai acut ca niciodată. Există o singură cale de ieșire, să crezi într-un miracol, și se va întâmpla în cel mai incredibil mod. Pentru a face acest lucru, nu trebuie să îi împrumuturi și să acumulezi datorii. Caută un nou loc de muncă care să-ți satisfacă pe deplin aspirațiile profesionale și vei obține nu doar un loc de muncă decent, ci și un acoperiș deasupra capului. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, ați prezice destinul este o sarcină ingrată. Indiferent ce promiți, în ce direcție acționezi, indiferent de cuvintele de despărțire pe care le spui, vei face totul invers. Treaba mea este să te avertizezi legată la ochi, pornește într-o aventură riscantă. Nu-ți face niciun plan pentru viața personală și nu te aștepta să-ți întâlnești dragostea mai devreme de lună iunie. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, îți sugerez un experiment. Oprește această înregistrare imediat, privește cu atenție cerul și apoi scrie versiunea ta a predicțiilor pentru 2022. Doar nu asculta ceea ce urmează. Totul ar trebui să fie corect. În alb negru, cauți beneficii în imobiliare, există posibilitatea de o moștenire, se așteaptă venituri din închirierea sau vânzarea spatiului de birouri. Acesta este cel mai semnificativ lucru. Lucruri mici, dar frumoase, este posibil să apară un nou animal de companie în casă. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, stelele îți oferă șapte provocări majore pentru 2022. 1. Finalizează toate treburile neterminate până în mai. 2. schimbă complet imaginea pentru ca propria ta mamă să nu te recunoască. 3. Aruncă toată mobila veche și îmbrăcămintea ponosită și demodată. 4. Fără reparații majore în apartament cu reamenajarea spațiului. 5. Obține o garderobă nouă cu 3 articole interschimbabile. 6. Găsește un obiect potrivit de sex opus și îndrăgostește-te. 7. În noiembrie, programează o nuntă și petreceți lună de miere lângă ecuator. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, un fel de imagine tristă se profilează. Se pare că totul este ca de obicei, doar că bucuria culorilor strălucitoare nu este suficientă. Mergi la un magazin de artă pentru acoarele și redesenează-ți viața. Adaugă culori portocalii și aurii pe pânză. Acum e bine. Fă asta cu tot ce ți iese în cale anul acesta mai presus de toate, vopsește-ți locul de muncă și nu arunca cu vopsea pe angajații tăi. Pictura de artă poate fi înlocuită cu senzații tari. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, horoscopul promite că te așteaptă schimbări pozitive în noul an 2022. În anul tigrului, îți vei putea dezvălui capacitățile și te vei arăta în toată gloria ta. Astrele îți recomandă să nu-ți împrăști forțele în direcții diferite ci să alegi o singură direcție de activitate și bazează-te doar pe tine și pe puterea ta. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!